Bună ziua și mulțumesc generației lui John pentru invitația făcută în cadrul acestei campanii. Eu fac parte din generația lui Ion, ca să fac o glumă. Fac parte dintr-o generație în care școala și educația aveau cu totul alte conotații față de astăzi. Existau reguli și nereguli, existau bune și rele, însă în cele din urmă amintirile rămân doar cu bune. Mi-aduc aminte de o zi normală de școală, de gimnaziu să spunem, în care după ce îmbrăcam uniforma cu un puternic miros de motorină, pentru că clasele se dădeau cu motorină, se curățau cu motorină la începutul fiecărui an școlar sau în pauzele semestriale, trimestriale, îmi aduc aminte de foaia matriculă de pe mână, îmi aduc aminte de așa zisa practică pe care o făceam la cules de mere și de căpșuni, lucruri de mult apuse și care greu de crezut sunt acum. Însă mi-aduc aminte și de profesori foarte conștiincioși și mi-aduc aminte de rezultate excepționale pe care le aveam la olimpiade naționale și internaționale. Îmi aduc aminte de profesori care ne altoiau și atunci nu era o mare problemă, pentru că a altoi fizic sau moral pe cineva atunci nu era bullying, ci era încercarea de a corecta. Generațiile s-au schimbat, asistăm la cu totul alte timpuri. Nimic nu poate fi perfect. Carențe în educație avem și asta o spun din postura unui reprezentant al guvernului în teritoriu. Sunt multe lucruri de îmbunătățit, dar consider că aceste lucruri care trebuie îmbunătățite vin din cel puțin patru direcții și acelea sunt profesori, părinți, autorități și elevi. Dacă consensul va fi general, dacă comportamentul va fi unul, ca să spun așa, toți să tragem la aceeași căruță, toți să vedem binele sistemului educațional, cu siguranță vor reveni rezultatele și nu cu forța așa cum se întâmpla înainte. Mă bucur că am putut să particip la acest demers, un demers benefic. Sunt convins că vom afla lucruri interesante și chiar vă rog, în calitate de desemnat de către prefect ca și subprefect care se ocupă cu serviciile publice de concentrate, aici intrând, bineînțeles, și inspectoratul școlar, să-mi semnalați toate carențele reale pe care acest program le constată în cadrul școlilor din Ploiești sau din Prahova și cred că vom putea face verificări punctuale acolo unde este cazul. Mulțumesc încă o dată!